entrevista de hoy. Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod cu Spin Tires, dar înainte de a începe acest episod, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like dacă mă susțineți și vreți să postez cât mai multe clipuri. E bine, fraților, astăzi am zis să revin cu un nou episod de Spin Tires. Sincer să fiu, am cam uitat de această serie, dar am să încerc să postez mai des. Ok, am zis să încep cu un mod destul de interesant după părerea mea, și anume Opel Kadett Cabrio Classic, din câte am înțeles și din câte am văzut. Și sper să mă descurc și să nu mă împotmolesc. Deja aparent începem în forță. Suntem pe mapa Coast și o să vă prezint în acest episod 3 moduri, sau poate chiar 4, nu știu, rămâne de văzut. Vreau să mă plimb destul de mult cu acest mod, pentru că mi se pare destul de interesant. Să vedem. A, nu se poate. Am crezut că mă lasă la volan. Ar fi fost prea de tot, trebuie să recunosc. Și chiar primeam foarte, foarte multe comentarii de genul: Andrei, de ce nu mai poți să te spinders, pentru că a fost o serie apreciată și sper să fie în continuare. Chiar așa a și fost și sper să fie în continuare, bineînțeles. Și da, sper să nu fie lag foarte, foarte mare, pentru că în momentul de față am doar 30 de FPS-uri, pentru că filmez și cu facecam. Și mi-am făcut ceva setări noi la facecam, pentru că astăzi am zis să filmez cu bodycam-ul, fiindcă cu OBS-ul am lag. Și na, nici nu pot filma cu facecam și da, am zis că mai bine nu. Ok, mamă, dar se vede clar că nu mai știu să mai plimb cu diferite mașini. Se vede că n-am mai jucat Spin Tires, dar asta e, se mai întâmplă. Am început în ultimul timp să mă joc foarte, foarte mult Minecraft, nu știu, gen Survival, Bedwars, Skywars. Și am cam uitat, sincer. CSGO foarte mult, doar că, na, acum am avut bani, nu prea am putut să mă joc, dar mă jucam, în schimb, cu boți, mă antrenam foarte mult, cu prietenii 1 vs 1 și, na, cam așa, gen. Și pe parcursul acestui episod o să vorbesc puțin despre programul de postat, chestii noi. Apropo, cât de curând o să fac turul camerei, fraților, deci o să fie super, super tare. L-aș fi făcut na, zilele astea, doar că mi-am comandat niște luminițe noi. Au venit de pe eBay, le-am cumpărat. Aolo, sper să nu m-am fi împotmărit foarte tare. Dar dacă dau înapoi, nu merge? Ba da. Mi-au venit într-o săptămână și ceva, sau chiar două, pentru că mi le-am dat comandă în 31, mi se pare, în 31... cum să spun eu, aprilie, nu, în 31 mai, pardon, în 31 mai și din păcate au venit în, nu știu, în iunie, în 10 iunie mi se pare, de totuși a trecut ceva, nu foarte mult, dar na. Și nu mi-a venit nicio sursă de alimentare, din păcate, și va trebui să-mi cumpăr eu una și până o să vină, ca să pot să arate frumos și să arate a birou de gaming până la urmă, dacă tot am amenajat camera asta așa specială pentru filmat. Bine, în principal e camera mea doar, camera în care stau eu și petrec mai tot timpul. În ultimul timp nu cam mai cam stau la PC, fraților, pentru că am vrut să ies pe afară și o să mai fie încă vreo două zile în care gen o să postez, pentru că vreau să iau și o pauză, o să fac oricum un infovideo. N-am mai făcut nici livestream-ul pentru că gen m-am plictisit pur și simplu. Nu că m-am plictisit neapărat, dar sincer chiar am început să mă doară și eu ochii uneori și chiar na, e nasol să stai atâtea ore. S-a terminat combustibilul? Nu mai urcă, frate, ești nebun. Tot de slabă e la urcare. Aolo. A, se vede că e Opel. Nu știu, mie nu-mi prea plac și nu am o părere foarte bună despre mașinile Opel. Asta cum e veche, deci n-are rost să ne mai gândim la ea. A, deci cam așa stau lucrurile, fraților. Mâine o să apare probabil un episod de Bedwars. Nu știu, astăzi s-ar putea să mai facem un livestream așa la ora 20, dar rămâne de văzut, nu știu. S-ar putea să facem la ora 20 un livestream, nu știu, rămâne de văzut. Eu de obicei sâmbătă nu prea fac livestream. Oricum, eu postez în fiecare zi, deci na. O să încerc să v-am spus de luni, o să începem să facem livestream-ul, pentru că na, a trecut doar prima săptămână de vacanță și am zis că din a doua o să începem gen așa în forță. Luni o să fie livestream plus clipuri, gen două clipuri pe zi când fac livestream și trei clipuri pe zi în momentul în care nu fac livestream. Gen luni o să fie, mi se pare, două clipuri pentru că facem livestream, marți trei clipuri, miercuri iarăși două clipuri, joi la fel ca marți și vineri la fel ca luni și miercuri și tot așa. Sâmbătă nu o să facem livestream, dar o postăm trei clipuri și duminică iarăși trei clipuri plus live. Da.
Îmi doresc foarte mult ca în această vacanță să ajung la 100.000 de vizionări. Chiar e a doua dorință, dacă pot spune. Prima mi s-a împlinit, prima dorință mi-am pus-o ca să, gen, să fie sau să conste, sau să constate în, nu știu, gen, nu știu cum să-mi exprim, pentru că e seara când filmez eu, e destul de înserat și sunt și obosit. Na, am zis că să filmez rapid un episod de spin, dar și am ajuns. Am zis să, gen, 1000 de abonați și 50.000 de vizionări. Și iată că s-a întâmplat, mamă, ce frumos am făcut. Bun, fraților, hai să dăm puțin înapoi. Și o să trecem la următorul mod. Și sper să vă placă. Mamă, ești și lovit, ești nebun. Dar chiar arată Opel, nu glumă. Bun, să trecem și la cel de-al doilea Ok, mod. fraților, Fraților, hai că am revenit și cu cel de-al doilea mod. Se numește 1997 Miata. Și îmi pare destul de cunoscut. Îmi pare destul de cunoscută mașina. Bănuiesc că dacă scrie gen în titlul modului 1997, bănuiesc că a fost fabricată în anul curent sau nu știu. Ok, hai să continuăm. Dacă auziți ceva sunete pe fundal, îmi cer mii de scuze și se mișcă destul de bine și chiar repede. Hai să luăm frâna de mână pentru că n-am. Și cu asta chiar poți face dreptul. Nu știu, îmi pare foarte, foarte cunoscut interiorul, gen, mai ales la volan, în partea stângă. Nu știu, rămâne de văzut. O să mai caut ceva informații dacă e vă spun pentru al treilea mod. LOL, cum ce drifturi face twisterul, LOL. Cum ne-am dus, frate, ești nebun. Mamă, dacă faza asta chiar a fost o epică, o să o pun la montaj. Chiar mă pricep la drifturi, nu glumă. Și o să ne plimbăm destul de mult. A, am înțeles. O să mă plimb destul de mult cu această mapă, cu acest mod sau această mașină. Pentru că din câte vă se descurcă bine. Și n-am ce scuze că mă bolbuie atât de mult, dar doar ce am terminat și de filmat episodul cu mapa respectivă, mapa trimisă de către Mihai. Și a fost o mapă genială, sper că v-a plăcut și vouă. Hai să ne luăm pe aici pentru că nu o să iei, nu o să meargă. Se descurcă destul de greu din câte văd, dar când dă de greu. A trecut destul de bine prin acest bolovan, deci o recomand. Și m-am primit destul de multe întrebări, trebuie să recunosc, nu mă așteptam să primesc atât de multe, gen legate de faptul că cum reușesc să-mi instalez moduri. E bine, fraților, în momentul în care aveți, sau pentru cei care aveți Steam, și când intrați în joc și să vă alegeți o mapă, o să vă dea acolo Manage Modus. Dați acolo pe căsuța respectivă și o să vă ducă pe browserul din Steam și acolo vă alegeți și trebuie să dați doar un subscribe și modulul o să vi se instaleze. Și în momentul în care dați să selectați mașina respectivă cu care vreți să jucați, pentru că nu vă poate da și random mașina, dar dacă vreți să jucați cu modul respectiv trebuie să o selectați voi. Sunt foarte slabe sau minime șansele, am înțeles fix într-o mlaștină am dat. Lol, dar numai acum s-au spamat. Se descurcă bine. Na, și dacă vreți să vă instalați anumite moduri de pe Steam foarte, foarte frumos, hai să dăm puțin înapoi pentru că n-am văzut că nu mai prea se descurcă și se merge pe altă rută. Mă bucur că cât de cât merge. Și e printre singurele mașini care se descurcă pe zona asta. Bine, n-am testat foarte multe, dar am venit pe aici cu cele puternice, dacă vă amintiți cu acele BMW, mi se pare mie. I-a fost ceva interesant. Ok, aici am lag, văd că și e borderul acolo. Fix în copac. Ia să vedem dacă trecem noi prin copac. Hai că am trecut. Mamă, ești de bun. Nu trece. Aoleu, și cred că m-am blocat. Dar dacă mă dau așa o să mă dea, e bine, e bine, nice. Ia să încercăm să mergem noi pe aici, dacă nu putem prin partea respectivă. Hai să mergem, nu știu, prin partea asta, nici nu știu exact unde să iau, pentru că nu e pădure și în mod normal nu se merge pe aici. A, putem. Și aici trebuie să ai grijă mare. Hai să vedem dacă doborâm. Am înțeles, hai să dăm puțin înapoi. Așa, trebuie să ai mare grijă și să fii profesionist la condus aici, dacă nu. Bine, vă învățați și voi cu timpul, că vă dați seama, eu nu eram praf, dacă stăm să ne gândim. Și mă bucur că am și multe FPS-uri prin zona respectivă, e super super tare.
Și sper să mă uit și eu bine. Hai că ne mai plimbăm puțin cu acest mod și după care trecem și la ultimul sau cel de-al treilea. Și încheiem și acest episod, episod care, bineînțeles, sper că v-a plăcut. Am să încerc, v-am spus, cum am spus și la început, o să încerc să postez mai des. Acum va rămâne de văzut dacă e apreciată seria de către voi. Ok, mașina din nou. Dacă aici cred că... Da, mașina asta chiar nu duce lipsă de nimic, se descurcă bine. Lol. Cât de tare, frate, ești nebun. Bun. Hai că o să trecem, fraților, și cel de-al la cel de-al treilea mod. Ia să vedem dacă putem face un screenshot. Nice. Putem să facem un screenshot frumos. F7 mi se pare. Nice. Hai să trecem și la Ok, următorul mod. fraților, Hai că am revenit. Cel de-al treilea mod sau ultimul de pe ziua de astăzi se numește Cadet Cabrio. Tot mașina cea de la început, doar că cu mici schimbări. Și arată și mai bine. Ok, fuel, perfect. Atât. Și atât. Perfect. Hai să vedem cum se descurcă. Mamă. Puțin cam complicat la pornire. Și da. Am zis că să vi-l prezint neapărat, chiar dacă e similar aproape cu primul, dar merită să vi-l prezint. Aolo. Se pare că nu sunt bune roțile. Și se mișcă și greu dacă stăm să ne gândim bine. Ia să vedem dacă dăm puțin înapoi. Nu-i sunt roțile bune. Uite, clasic sau default. Default eu zic că sunt mai bune. Să vedem acum dacă suntem de părere sau ceea ce am spus eu e bine sau rău. Bine, e și complicată mapa dacă stăm să ne gândim acum. Da, nu, e mașina e de treabă. Deși un pic se mișcă mai bine. Nu erau bune roțile, cred. Aoleu, cât de tare arată. Nu glumă. Ok, probabil că încă 2-3 minute o să mai dureze acest episod, care bineînțeles sper că v-a plăcut. Încă o dată, după cum v-am spus și minutele anterioare, o să încerc să postez mai des, dar doar că n-am mai de filmat, mi se pare. O să mă axez mai mult pe Minecraft, pe acest canal, ce se go foarte mult. Vacanța asta, meciuri de competitiv. Nu știu, hai să vedem, nu putem să o luăm pe aici, oare? Să nu o luăm prin mare. Că na, dacă tot nu mai stau foarte mult. Hai să încercăm puțin. Aolo, cu damage, nu mai am încă puțin și zip. Aolo, ce bolovan mare. Hai că poți, mașinuță. Mi se pare că e un drum aici. Mi se pare că de pe F1 nu poți să setezi, frate, harta. Ce tare, ești nebun. Uite, păi hai să încercăm să mergem aici. Nu știu cum o să reușesc. F1. Pot să setez un waypoint. Pentru că eu va trebui să mă duc pe aici, pentru că prin pădurea asta sau prin copacii ăștia n-am șanse, mai ales cu mașina asta care aproape, după părerea mea, e înceată, rău, nu glumă. Aceasta e bună de cascadorii, atât. Am înțeles. Am crezut și eu la un moment dacă se poate, dar aparent nu se poate. Hai că a prins și ea la drum. Trebuie să trag frâna de mână când uite, ce fuge, mamă, ce fuge spatele, ești nebun. La noi se zice fundul. Și am ajuns deja la waypoint, ești nebun? Hai să încercăm să ne mai plimbăm puțin cu ea. Ok. Ia să dăm F1. Uite, să vedem unde am putea noi să mergem. Uite, până pe aici. Până aici, pentru că... Ok, pac. De ce nu s-a pus? Perfect. Eu o să mă duc în continuare pe drum. Mi-e arată gen în stânga cu scurtătura, dar nu am cum, efectiv. Probabil că nu o să merg până acolo, că nu o să țină, că bănuiesc că o să pic undeva sau o să se întâmple ceva. Ok. Aol. Lo, what? Ați văzut? Lol. Lol, cum a fost faza asta?
fraților, apare aerii pe motorul. Cam atât și cu acest episod, fraților, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, ca să fi mai fi continuat cu ea, dar apare nu se poate. Și noi ne revedem în episodul următor, sau la episodul următor, probabil cu Euro Truck Simulator 2, deci ceau!